Precedentul deloc favorabil creat de Aninoasa, oraș intrat în insolvență după închiderea minei, îi sperie pe localnici, având în vedere că nu există alternative pentru forța de muncă din zonă, scrie actualmaramureș.ro. Investitorii însă se lasă așteptați, iar turismul pe care mizează autoritățile locale este departe de a fi cu adevărat o soluție.